țigara. Dar ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? O să vedeți. Dar să vedeți la rațiune. Ce v-au spus dacă trebuie neapărat? Trebuie să puneți un mic și nu aveți ocazia. Spuneți adevărul în fața tuturor. Mi-a spus că eu i-am ars copiii cu țigara. În regulă. Așa. Dar ce-a spus? 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 Și vă simțiți vinovată de moartea fetiței? Îmi pare rău așa ca mamă, ca femeie. Ca mamă îmi pare rău după un cățeluș. Pentru că mie mi-e vă pare rău. Păi dacă după un animal îți pare rău. Doamne, de ce l-ați sunat la urmăritor? Pentru că eu am sunat și mi s-a spus că pentru prostii să nu mai deranjez. Dar ce ați spus? Ce le-ați spus celor de la urmăritor? Haideți, haideți. Ce le-ați spus celor de la urmăritor? O să... Vă simțiți vinovată în un fel? Asistenta maternală este suspectă acum în cazul morții fetiței de 4 ani pe care o avea în grijă. Aceasta a stat preț de aproape 2 ore în fața procurorului, unde a povestit în ce circumstanțe a murit copila. Asistenta maternală declară că ar fi sunat la 112 după ce Ana a căzut din pat, dar cel care era de serviciu i-ar fi spus că nu are timp de prostii. Aceasta spune că se simte complet nevinovată. Recunoaște însă că a fost mai strictă și că îi mai bătea pe copii cu o curelușă. Știi, doamnă, nu, dar nu le normal? Puteți privi în acest moment. De ce nu v-ați uitat la fotografie? M-am uitat la tribunal, că toate sunt acolo. E normal să arată așa un copil, doamnă. Vreodată în vreun fel pe i-am, copii? I-am pus în genunchi, la Seba l-am lovit cu o curelușă, că i-a smuls păruanei, am poze, de asta am și făcut poze, și odată o ținut căruțul de pe urcat Ana să-și ia piscuit. Deci totuși ia... La revedere! De da. Două ori! Ați considerat că așa trebuie să faceți educația copiilor? Da, așa am considerat. Avocatul Carmen Obârșanu a dezvăluit ce s-a întâmplat la parchet. Am văzut raportul medico-legal, am constatat că sunt 57 de leziuni constatate pe trupul victimei, iar acele hematome care se aflau la zona craniană și care au fost anatogeneratoare erau acoperite de fibrină. Deci, ceea ce spune că a căzut de pe pat e categoric fals, pentru că nu se producea fibrina în câteva ore sau în câteva minute. Nu. Înseamnă că sunt de cel puțin 2-3 zile acele leziuni pe care le-am manifestat. Pe de altă parte, am constatat că există un raport psihologic din care rezultă copilul la 4 luni după ce ajunsese în casa asistente maternale prezenta fenomene de stres și nici de cum tulburări de mers, așa cum spune bătrâna. Am și încercat la un moment dat și ați găsit-o și față de mine, pentru că eu găsisem într-un raport psihologic că manifestă niște un comportament din acestea care este agresiv de superioritate și eu cred că acest faptul trebuia investigat mai bine înainte de a-i da copiii. Deci undeva există niște deficiențe. Pe de altă parte, Direcția pentru Protecția Copilului a refuzat să prezinte rapoartele managerilor de caz. Ea susține că fetița dormea tot timpul. În perioada 1 noiembrie, 6 decembrie, iar a doua zi a murit, copilul nu a fost dus la grădiniță. Îmi pun întrebarea, oare motivat de faptul că nu voia să lucre la grădiniță, ci fetița voia să doarmă. Mie mi-e greu de crede lucrul acesta. Deci era exact în perioada în care îi se produceau acele leziuni și scopul era clar. A încercat și mi s-a părut foarte ciudat și în declarația acelui minor înfiat de către bătrâna agresoare, spune cu oră și minut. Deci niște lucruri care se vede clar că a fost învățat să le spună. Asistenta maternală a fost audiată o singură dată de procurori. Nici inspectorii de la Protecția Copilului nu au reușit să stea de vorbă cu ea. Femeia a refuzat să îi primească în curte.